Primarul Laurențiu Leureanu a convocat pentru marți 11 octombrie o ședință extraordinară de Consiliu Local, în care a existat un proiect de hotărâre referitor la prezența în comisiile de examen pentru concursul de ocupare a funcțiilor de director de școli a reprezentanților autorităților publice locale. Proiectul numărul 1 privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 197 din 29.9.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în comisiile de concurs pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct ale unităților de învățământ din municipiul Roman. Comisia de Cultură. Aviz favorabil. Mulțumesc. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Discuții. Da, eu. Edilul șef al municipiului a atras atenția aleșilor locali privind seriozitatea cu care trebuie să privească această împuternicire în sensul obligativității prezenței în comisie în ziua și la data convocării acestor comisii. Este vorba de faptul că un membru al comisiei lipsă, fie el și motivat, duce la imposibilitatea comisiei de examen de a-și îndeplini atribuțiile de care depinde soarta unor oameni. Dacă sunteți nominalizați pe această listă, aș vrea să vă rog să, în acea zi, să vă faceți timpul necesar încât să fiți prezenți, pentru că dacă unul din membrii comisiei nu este prezent, atunci comisia nu este legal constituită și examenul a căzut. Și e vorba de un om care s-a pregătit, care candidează, care este prezent la examen și zic că nu e corect să ne batem joc de el. Aici a apărut o situație de moment, că consilierul Iacob pleacă la Bruxelles, dar eu am explicat foarte clar că trebuie respectate niște lucruri și când le asumăm, trebuie să rămână asumate. Primarul Leureanu a făcut apelul nominal al consilierilor locali întrebându-i dacă vreunul are vreo problemă care să-l împiedice să participe la aceste comisii, cu excepția consilierului liberal Grațian Iacob, care pleacă la Bruxelles, Parlamentul European, la invitația unui europarlamentar PNL, restul au spus că nu au probleme care să-i împiedice în a fi prezenți în aceste comisii.